Bun găsit! O avem alături de noi pe doamnă judecător Anca Maria Groza, președinte al Biroului Electoral de Circumscripție Județeană Cluj. Bună ziua! Doamna președintă, sunt pregătite secțiile de votare? Da, în momentul de față toate cele 656 de secții de votare din cadrul Biroului Electoral al Județului Cluj sunt pregătite. 181 de secții de votare sunt în cadrul municipiului Cluj-Napoca toate materialele au fost uh, distribuite către primari și președinții de secții de votare în cursul zilei de astăzi, astfel încât mâine la ora 7 dimineața procesul de votare poate începe în bune condiții. Cum vor ști culujenii unde să meargă să voteze? Există un site al Autorității Electorale Permanente, www.registruelectoral.ro, unde fiecare cetățean, introducându-și CNP-ul, poate să afle secția de votare unde trebuie să voteze, la care este arondat, de fapt. Se poate vota și la alte secții de vot sau în alte localități? Dacă ai domiciliul, de exemplu, în Cluj-Napoca, nu poți să votezi decât la secția de votare unde ești arondat. Și asta este valabil uh, la modul general. Dacă însă te deplasezi într-o altă localitate, ești în vizită, da, poți să votezi în altă localitate. Cei care votează pe listele suplimentare sunt obligați să declare pe propria răspundere că nu au mai votat în altă parte? Potrivit legii 3 pe 2000 privind organizarea referendumului, nu, nu au această obligație. Dacă puteți să ne spuneți la ce oră se deschid secțiile și până la ce oră funcționează acestea. Procesul de votare începe la ora 7 dimineața și se încheie la orele 21, atât în data de 6 octombrie cât și în data de 7 octombrie. Dacă constatăm o fraudă, ce facem mm. și cui ne adresăm? Puteți să anunțați uh, acest aspect președintelui secției de votare sau sunați la 112. Ce s-a întâmplat după ce mai mulți președinți de secție s-au retras în Județul Cluj? Este vorba despre aproape 300 de președinți. Nu a fost uh, ceva particular uh, doar uh, la nivelul Județului Cluj. A fost o situație. La nivelul întregii țări, au fost înlocuiți în timp util. Avem circa 1800 de experți pe corpul, în cadrul corpului experților electorali, astfel încât nu a fost absolut nicio problemă. Iar motivele pentru care au solicitat înlocuirea au fost motive obiective. O să fie o urnă specială pentru cei care nu se pot deplasa la secția de vot? Da. Sigur că da. Legea prevede posibilitatea de a se vota cu urna specială în anumite condiții. Trebuie doar să se facă o cerere de către persoana netransportabilă sau persoana aflată în arest preventiv sau arest la domiciliu și situația se rezolvă. Și dacă mai aveți orice, orice altă informație de care cetățenii trebuie să beneficieze înainte de a merge la vot? Nu am uh, o informație particulară. Practic, uh, cetățenii trebuie să-și exercite dreptul la vot potrivit propriei lor conștiințe. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!